Am revenit în direct, vă promiteam imagini și declarații ale fostului premier de tristă amintire, Sorin Grindeanu, care a fost astăzi votat, da, înscăunat șef al ANCOM-ului, o importantă agenție guvernamentală. Este agenția care reglementează toată piața de comunicații din România și telecomunicații. Haideți să vedem schimbul de replici. Cele mai interesante au fost în comisia parlamentară, acolo unde opoziția a tăbărât pe Sorin Grindeanu. Pe bună dreptate, da? Pentru că Grindeanu, acum vreo două luni, poza în mare deontolog politic și spunea: domnule Dragnea mi-a spus că trebuie să plec de la Palatul Victoria și mi-a oferit în schimb funcția de șef al Autorității de Supraveghere Financiară, o altă sinecură bănoasă a statului român, ASF-ul, da? Și eu am refuzat pentru că nu sunt pupincurist. E, astăzi Sorin Grindeanu a devenit, din ceea ce a fost un nepupincurist, a devenit un pupincurist cât se poate de veritabil și a înhățat această funcție la ANCOM și o să-i fie greu cu 10.000 de euro salariu pe lună. Va fi foarte greu pentru Sorin Grindeanu, se va chinui mult acolo, mai ales că are studii de specialitate și asta nu-i contestă nimeni, dar este IT-ist. Haideți să-l vedem pe Sorin Grindeanu și teoria pupincurismului. Atunci când ați fost demis din funcția de prim-ministru de către, la inițiativa partidului care v-a propus, s-a spus atunci de majoritatea colegilor noastre că sunteți manevrat de niște forțe obscure. De asemenea, dumneavoastră ați spus despre președintele partidului că joacă tenis cu sistemul, mă rog, că a pupat gipsul sistemului și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, în această situație, cred că nu puteți ocupa această funcție. Încă din debutul ședinței, președintele Comisiei Economice a Senatului, liberalul Daniel Zamfiri, a reproșat lui Sorin Grindeanu că nu este potrivit pentru a conduce ANCOM, amintindu-i de acuzațiile aduse de socialdemocrați atunci când l-au dat jos de la șefia guvernului. Dar Grindeanu jură că s-a lepădat de PSD. Azi am avut parte de foarte multe întrebări politice, deși această autoritate este o autoritate care, prin definiție, este una politică. Iar în acest moment sunt un om care nu fac parte din niciun partid politic. Vreau să vă spun. Asta este modalitatea de numire. Am fost propus de Guvernul României. Acum afirmă că este apolitic, însă, în urmă cu 4 luni, susținea cu totul altceva. Mă uit în ochii dumneavoastră și spun așa. Oricât ar încerca Liviu Dragnea să scape de mine, pentru că îi sunt incomod, am fost, sunt și voi fi PSD-ist. Este clar că nu mai e el. El nu mai e el. Este unul la care am ținut foarte mult și în care am investit și eu și colegii mei foarte multă încredere. În opinia noastră, Sorin Grindeanu este o unealtă. A cui ne este greu să ne dăm seama. Între timp, Liviu Dragnea a decis că este o unealtă bună de folosit, așa că s-a împăcat cu Grindeanu. Aveți și relația dumneavoastră cu premierul Tudose și relația dumneavoastră cu domnul Dragnea în momentul de față? Foarte bună. Aici este un joc politic atât de murdar, de mizerabil, pe care îl fac cei de la PSD. Pentru că Dragnea, să nu credeți că s-a reîndrăgostit de Grindeanu. Pentru că în organizațiile astea politico puncte-puncte nu există iertare, mai ales când ai greșit și ai făcut crima asta de lez majestate, dar l-ai jinit pe Dragnea, ai vrut să-i furi guvernarea și partidul. Grindeanu a fost recuperat de Dragnea tocmai de frica faptului că șeful PSD să nu piardă organizațiile din vestul României. Și atunci s-a căzut la o negociere de asta sulfuroasă, în care Tudose, da, care are o relație mai bună cu Grindeanu acum, decât pe vremea când era ministrul economiei în guvernarea lui Grindeanu, da? Tudose a semnat propunerea pentru Grindeanu, Dragnea l-a trecut prin Parlament și toată lumea a răsuflat ușurată, pentru că Tudose a câștigat, de fapt, un fidel colaborator, pentru că să nu credeți că Grindeanu, dacă a fost ajutat acum de Dragnea, o să servească în continuare pe Dragnea. Grindeanu este în gașcă cu Tudose. Da? Înțelegeți? E o întreagă nebunie. Dragnea
și-a fidelizat câteva organizații pe termen scurt. Grindeanu s-a văzut cu 10 și se vede cu 10.000 de euro pe lună într-o funcție extrem de interesantă, importantă, și Tudose, din punctul meu de vedere, a mai bifat încă o poziție bună pentru întărirea forței. Dar mai e un amănunt. Grindeanu, după ce a fost votat azi în Parlament, trebuie să-și dea demisia din PSD. Și ca atare, timp de 6 ani de zile când va sta în fruntea ANCOM-ului, nu mai are treabă cu partidul. De ce în acest moment... Cine îi garantează 6 ani, Andrei, acolo? Da. Postul președinte a stat câteva de zile. Dar era pus de Grindeanu. Păi nu contează, dar 6 ani, dar ar merita. Știi de ce ar merita? Aici, cu voia, Silviu, două idei am. Tot întărit ideea asta cu 10.000 pe lună. Dragilor, vorbim ANCOM-ul ăsta, așa cum ai spus în editorialul tău, este arbitru unic care reglementează, arbitrează, stabilește tot ce înseamnă piața de telecomunicații din România. O piață de multe miliarde, cum ai spus mai devreme în advertorialul tău. Și vreau să-ți spun un lucru. Îți spun cea mai mare bombă pe care o are și o gestionează acolo în parohia asta, sau va gestiona domnul Grindeanu. Se numește Net City. Și îți promit, uite, la tine în emisiune aici, că voi face o documentare și o investigație pe care o voi prezenta aici alături de tine în exclusivitate, dacă ești de acord. Net City, ce este sistemul de informatizare a capitalei României? Tot ce înseamnă trecerea în subteran a rețelelor de cablu din București, pe care le-a început și le-a dus o bună parte în acel loc un domn Urdăreanu, nu știu dacă îți spune ceva numele, un protejat, acest Balzac contemporan al DNA, care a fost un protejat atât al Partidului Democrat Liberal, cât și un foarte apropiat al primarului Sorin Oprescu, și care astăzi, bine, a ieșit din această afacere, a dat-o mai departe. Îți propun lui Tiberiu Urdăreanu să-i dăm doar epitete de scriitor franțuj, cum ar fi Balzac, pentru că ăștia de la CNA, când aude Tiberiu Urdăreanu, dau repede amenzi. O afacere de peste 100 de milioane de euro, pe care ar trebui să o arbitreze, și, repet, vreau să fac o investigație aplicată și atunci nu vreau și să... Și ANCOM-ul ce treabă? ANCOM-ul este arbitru, cel care trebuie să gestioneze toată această afacere Net City în București, și care de ani de zile nu-și descoperă fișa postului. Și fiecare lună de zile în care ANCOM-ul nu-și descoperă această fișa postului, înseamnă niște zeci și sute de mii de euro în buzunarul privatului care gestionează aceste rețele trecute în subteranul capitale. Este o chestiune extrem de suculentă, de siropoasă, și cred că trebuie dezvoltată, aplicat, ca să nu facem greșeli, să spunem lucrurile acum. Și în pixul lui Grindeanu acum stă povestea asta și multe alte povești. În pixul a doi oameni care, culmea, altă chestiune extrem de interesantă, nu știu cât de mult se au la suflet unul pe altul, în pixul lui Grindeanu de la ANCOM și în pixul unei doamne Firea de la Primăria Capitalei. Sunt cele două instituții care trebuie să aplice legea și să pună ordine în domeniul... Aici este 100% scandal, o să iasă asta scandal. Asta va fi suculent. Ceea ce se va întâmpla în următoarele luni pe acest subiect, o să vedeți, va fi suculent. Doamna Andrei Firea, Bădin, și domnul Grindeanu. Tu vorbeai despre licitațiile pentru 5G. Da, ce înseamnă asta? Tot ANCOM-ul le face, da? Deci, tot. Deci vin marile companii de telecomunicații, dar ăștia pe de care le plătim noi, care o să-și ia ce? Pe care vor participa la să-și ia frecvențele. Iar 5G-ul va fi boom-ul care va exploda peste tot în lume în următorii ani. Și tot dar, se bată la ușa. Mă rog, eu știam că Net City nu mai aparține acelui. Păi nu mai a vândut, a vândut, domnul Ardelean. Trebuie să spunem niște lucruri. ANCOM-ul și, mă rog, Ministerul Comunicațiilor, unde a fost domnul Grindeanu înainte, ambele aceste structuri sunt supervizate de niște băieți dintr-o pădure, cred că pe stânga, cum ieșim din București. Deci domnul acesta nu va face acolo ce vrea el. Asta ca să ne fie foarte clar, cum l-a făcut nici Dița la dinainte. Îmi permit să fiu eu mai explicit, să-ți completez informația. În prima lună de guvernare, când a ajuns Grindeanu la Palatul Victoria, a făcut două numiri importante și a adus doi consilieri. Correct. Pe Gabi Mazilu de la Cyber Security, de la Cyber Net-ul ăla al SRI-ului, și pe generalul Stătescu, da? De la... Șeful, mă rog, Net-ului de la SRI. Sau, mă rog. Șeful Institutului de Tehnologie Avansate. Da. E o entitate la SRI. Deci băiatul a venit cu SRI-știi direct în Palatul Victoria. I-au fost dați. Adică i-au fost dați. Ia aici, du-te cu ei acolo. Putem pune pariu că la ANCOM o să vedem niște SRI-ști pe lângă Grindeanu? Păi, mai mult ca sigur, că Stătescu deja scrie cererea aia.
nu mai bine dăm Serviciului Român de Informații ANCOM și scriem prin lege. ANCOM, autoritatea de reglementare, se dă în uzufruct viager Serviciului Român de Informații. Și am încheiat cu democrația, cu parlamentul, cu de-astea. Păi, dar noi știm de fapt asta. Acum, bineînțeles, ce s-a întâmplat azi în Parlament a fost... Aș folosi un termen de-a mie că te amendează CNA-ul. Adică a fost jegos. Dom'le, blai, l-ați făcut pe ăsta, securist, agent, vândut, nu știu ce, și acum luați și-l puneți... Eu mi-aduc aminte de vremurile de tristă amintire de pe vremea lui Ceaușescu, știți cum era la comuniști. Din 50-60 îi împușcau, din 70 au schimbat stilul, începând cu Iliescu din 72. L-au dat afară cică din fruntea partidului și l-au pus ministrul apelor, ministrul tineretului, șef la Timișoara, apropo de Grindeanu, la Consiliul de Partid, sau cum se chema, la Iași, deci era un opozant cu mașină la scară și cu salariul de ministru. Cam așa se întâmplă și cu Grindeanu. Apropo de Grindeanu și de relația lui cu Serviciul Român de Informații și promovarea lui acum la Agenția de Reglementare în Telecomunicații, da? Aina Mungiu, prezentă aseară la Nadia Ciulin în emisiune, a vorbit explicit despre faptul că în România, dacă mai vrei să ocupi o funcție importantă cheie în statul român și nu ești cu binecuvântarea Serviciului Român de Informații sau a Serviciilor de Informații, nu ai cum să ajungi acolo. Și tiparul ăsta se respectă parcă la virgulă de 3, 4, 5 ani în România, da? Și este cazul lui Grindeanu. Îmi spun colegii că acesta în COM are un rol foarte important și pe legile Big Brother, da? Care înseamnă libertățile individului, înseamnă posibilitatea de a fi ascultați discreționar de către servicii prin intermediul companiilor de telefonie mobilă, care sunt bot în bot cu ăștia de la serviciu, da? Ce a spus doamna Pipidi, vă dați seama că nu pot eu să comentez. Asta este opinia domniei sale și a susținut-o probabil cu argumentele domniei sale. Cât sunt de credibile sau nu acele argumente, nu pot să comentez, cu atât mai mult cu când am văzut declarația. Din punctul meu de vedere, ar trebui ca în orice funcție să acceadă persoane avizate, persoane calificate. Păi sunt avizate la Agenția Națională de Informații. Spunea Adina Ordan Bucura că acest salariu de 10.000 de euro nu este mare raportat la importanța funcției. Foarte corect, foarte corect. Doar că cei de la ANCOM... Că nu e numai atâta, că bonusul mai sunt... Salariul merită să fie cât de mare, cu o singură condiție, să-și găsească odată fișa postului... Doamne, ferește la corupție, doamne! Nu, să-și găsească... Nu, dar nu se gândea nimeni, asta spunea. Că acest salariu, nu salariul trebuie să ne scandalizeze, ci pur și simplu să-și găsească odată fișa postului, să facă ceea ce ar trebui să facă și în contextul în care acesta în cum ar fi un arbitru veritabil al pieței, fără discuție... Avocat, dar spun punctul pe ei. Păi de 4-5 ani de zile, în cum nu aplică legi. Corect. Și dispoziții europene ca să-i facă profil utic. Acum a plecat tot, să vedem domnul Mănăstire, înainte de încheiat, observați, spuneați dumneavoastră că s-a făcut un troc. Și și pe mine, sincer, m-a dezamăgit foarte tare acest troc. Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlament arată că, într-adevăr, memoria este extrem de scurtă și că principiile nu există. Verticalitatea în politica românească, coloana vertebrală, din păcate, lipsește cu desăvârșire. Povestea este următoarea. Eu nu cred că prin acest troc, care este chiar lamentabil, domnul Dragnea și-a asigurat fidelizarea organizațiilor PSD din vestul țării. Cel mult sprijinul pe o perioadă determinată. Dar l-a făcut de rahat, cum se spune. Nu l-a făcut nimeni de rahat. Nu, pe Grindeanu? Nu l-a făcut de rahat. S-a făcut singur. Apropo de ANCOM și de prezența lui Grindeanu, servicii, da, el a fost la comunicație, există și o butadă. Eu repet de fiecare dată când discutăm despre acest minister al comunicațiilor. Orice ministru al comunicațiilor pus în ultimii ani are legătură sub o formă sau alta cu serviciile de informații, da? La Odica am putea să transferăm Ministerul Comunicațiilor tot pe la SRI. Și acum întrebarea este următoare. Apropo de ANCOM, de Ministerul Comunicațiilor, am văzut noi vreodată o mare companie de telefonie amendată de Consiliul Concurenței sau de ANCOM? Nu. Am văzut vreodată o mare companie de cablu, de exemplu, da? Care să fie luată la întrebări pe politici concurențiale, pe respectarea legilor? Zero. Nu numai asta, dar... Mă rog, observația e puțin mai detaliată, în sensul în care asta este, cum să spun, corupția 2.0. Da. Adică până acum era felul următor, făceam niște chestii de dinozauri, deci am de asfaltat un drum. Bine, deci
costă kilometru 1 leu, îți dau 5 lei, mie mi se întorc 2, tu asfaltezi cu 1 și mă rog dacă faci profit sau nu e treaba ta. Asta era când mai era corupția veche de dinozauri. Acum lucrurile se fac mult mai elegant, adică acum faci mari proiecte de investiții în esență în fum, adică în capacitatea de, nu știu, viteză de internet și de nu știu ce, chestii care au o valoare cuantificabilă reală și una pe care poți să o faci din server să ai viteză mai mică sau mai mare în funcție de cât de tare te dai interesele și cât de mult vrei să faci un sau rău altcuiva. Asta este corupția 2.0, asta în care, cum să spun, reglementezi niște meciuri care deja există, îți iei un comision sau un parandărăt sau cum se spune acum, faci lobby. Asta este epoca 2.0, în care faci lobby atât de elegant încât nimeni nu poate să-și dea seama dacă tu ai intervenit sau nu. Acum am blocat investiții în NetCity din 2015. Poate dă drumul în 2018. Era nevoie de NetCity? Păi era nevoie, că nu vreau să stă cu cablul pe stâlpi. E, domnule, bine să punem cablul sub pământ? Păi e bine. E de bun simț. Cât costă? Păi nu știu cât costă, că nimeni nu știe cât costă să bagi cablul sub pământ. Deci e un proiect bun, da? Nu este genul ăla de deal de anii 90 în care ia tu niște bani pe un gar și spune că a costat un miliard. Nu e numai netul, că mă uitau ieri acum. Liviu Dragnea a știut la ce trimite pe Grindeanu? Păi nu, Ancomul se ocupă și de reglementarea serviciilor poștale din România. Da. Foarte interesant. Păi, comunicații, internet. Și sunt câțiva jucători pe piața asta privată de poștă care au luat din piața poștei române, la Poșta Română, extrem de interesant. Țineți minte scandalul Eu mă îngrozesc. Adică, n-a găsit Liviu Dragnea un băiat din Telorman să-l trimite la Ancom? A lăsat găina asta așa de grasă să alerge prin București? Dar acum, sincer, în brațele lui Grindeanu? Nu că s-a opus, eu cred că el s-a gândit cum s-a gândit și Andrei Bădin. 6 ani de zile, ăsta nu e PSD, se face mai greu scandal, după aia grupul foarte primit din PSD salută PSD-ul, da. Că și Ponta și Grindeanu. Funcție prea importantă să gândești simplist, să-l trântești acolo, să ai un calcul atât de... Să-l trântești acolo, să-l scoți doar din partid, să-l pui într-o poziție atât de cheie. Mi se pare un calcul mult prea simplu. Dar vedeți multe dealuri subterane pe care le face PSD-ul acum, că mize foarte mari. La cum domnul Grindeanu a stat drept și a zis să trăiți astăzi? Când îl va chema partidul și va spune, băi, mâine licitație acolo, se pună mama dracu să câștige altcineva decât cine vrem noi, ăsta face... Observația domnului Mănânțele Colectivă a pus pe gânduri. Dar cealaltă structură... Dar marile spirite se întâlnesc. Întotdeauna se întâlnesc. Ideea e de văzut ce se va întâmpla cu acest Ancom. Într-adevăr, gândindu-mă, nu am auzit ca protecția consumatorului să fie amendat vreodată vreun mare operator de telefonie mobilă, deși motive mă îndoiesc că nu ar fi găsit. Sigur, pe piața de internet. Au fost atâtea motive. Cum ar fi acum, de exemplu, să ai operator de telefonie mobilă care să fie de acord că, da, domnule, bine să le luăm buletinul la oameni când cumpără cartă. În timp ce presa din România și opinia publică este inflamată și este intoxicată în fiecare zi cu scandaluri politice, mai mult sau mai puțin vizibile, în ultimele două săptămâni, apropo de trocurile astea mizerabile pe care le fac cei din PSD, au fost numiți, și vă rog să fiți atenți, 3 personaje în 3 funcții cheie, ca să vedeți cum s-au făcut negocierile. Dragnea și-a pus omul la Curtea de Conturi, pe Busuioc. Curtea de Conturi cheltuiește fiecare leu verifică cheltuirea fiecărui leu din bani publici. Cea mai importantă pârghie de control pe... Și publici și privați, dragă Sibiu, pentru privați, că au partea de audit care verifică fondurile europene, adică îi verifică și pe privați. Exact. Dragnea și-a pus omul la Curtea de Conturi, cel mai apropiat colaborator, la Agenția pentru Reglementare în domeniul energiei, curentul, gazele, tot care se scumpesc, domnul Tudose l-a pus pe un domn Chiriță, prieten foarte bun de-a lui, deputat, iar la Ancom, la telecomunicații și internet, pe Sorin Grindeanu. Și mi-am adus aminte ceva de Sorin Grindeanu, da? Sorin Grindeanu, cel care bea foarte multe cafele, oare cu cine? Cu Sebastian Ghiță, nu să nu uităm pe Sebastian Ghiță, pentru că Sorin Grindeanu a intrat în Liga Mare a băieților cu telecomunicații, când domnul Sebastian Ghiță l-a dus de mână la Victor Ponta și l-a uns ministru al comunicațiilor în al doilea guvern Ponta, da? Ca să facem și de unde o mică destiere a poveștii. Și de unde primea contracte domnul Ghiță în IT? De unde, cu binecuvântarea cui?
a Serviciului Român de Informații, adică evident. Adică domnul Stătescu și domnul Mazilu, care erau consilierii lui Sorin Lindeanu, lucrau foarte bine cu Sebastian Ghiță, da? Ca să înțelegem. Deci piața de comunicații, 5 miliarde de euro. La ANR mai sunt vreo 5 miliarde de euro, ca să discutăm de bani serioși. La comunicații cred că sunt mai mult de 5. Numai la telefonie și mobilă cred că sunt 5. Și da, nou, dacă vorbim și de poștă, dacă sigur că da. Pui și cablul, toate fonduri gestionate de entități private, adică nu e ca și cum te duci la un consiliu județean și faci un șmen, entități private care au niște interese atât de fine și de sofisticate încât dacă nu știi bucătăria aia atât de internă, încât nici nu poți să dea seama unde este limita sau unde este linia dincolo de care se încalcă legea și unde este partea în care se încalcă legea. Fiindcă nu mi-aduc aminte că un procuror cândva măcar să fi făcut apropo că ar verifica Ancom. Păi nu, stai puțin, dar tu ai deci, rechizitorii despre capital Ancomul, politic. Cum spunea și Sfântul Mănăstire, e a băieților ăla. Deci băieții ăștia... Da, și ANR-ul, și ANR-ul. Dar nu se bagă acolo, nu se bagă acolo. Deci acolo nu e cu limită. Când îi zice, îi dă ordine, da, aia, ăla dă câștigă-i aparat. Întotdeauna telespectatorii noștri par a fi mult mai deștepți decât noi, că așa e butada, îmi scrie cineva exasperat oarecum și de modul în care discutăm și încercăm să găsim subterfugii. Adică îmi scrie telespectatorul, ce nu înțelegeți? Serviciul Român de Informații a negociat și a obținut ANCOM-ul, adică entitatea de reglementare în domeniul comunicațiilor, da? Cred că la bazis e al nostru, nu vă băgați. Adică, pe principiu, domnule, e al nostru, hai să-l împământenim direct. Este foarte corect observația. Nu vorbim de relații cu statul. Ancomul are în parohia lui marea majoritatea relațiilor cu privații, care privat multinaționale. Nu mai se aplice o directivă europeană cu câteva săptămâni sau luni în întârziere, înseamnă niște milioane pentru mari operatori. Pauză și revenim în laboratoarele de la Cotroceni, se coace ceva care are miros de varza la Cluj. Pauză și revenim.